Cu mine în această dimineață în Sfânta Evanghelie scrisă de Marcu la capitolul 5. Aș vrea să citesc un pasaj cu care dumneavoastră nu sunteți obișnuiți la binecuvântări, dar în dimineața aceasta nădăjdim că Domnul ne va vorbi ceva special din acest cuvânt al Domnului. Vom citi de la versetul 21 la versetul 43 inclusiv. Titus spune: învierea fiicei lui Iair și vindecarea unei femei bolnave de 12 ani. Versetul 21 spune în felul următor: după ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut fruntașul, s-a aruncat la picioarele lui și i-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare: fetița mea trage să moară, rogu-te, vino de-ți pune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Vă rog să subliniați lucrul acesta în mintea dumneavoastră. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă îi era mai rău. Auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. Căci zicea ea: dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis: cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii au zis: vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici: cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea, subliniați și lucrul acesta, pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia înfricoșată și tremurând, că știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis: fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun: fetița ta a murit, pentru ce mai superi pe învățătorul? Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului: nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. A ajuns la casa fruntașului sinagogii, acolo Iisus a văzut o zarvă și pe cei care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis: pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și a zis: talita cumi, care tălmăcit înseamnă fetițo, scoală-te, îți zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani, subliniați și lucrul acesta. Ei au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței. Amin, până aici cuvântul Domnului. Acum haideți să facem ceva ce știți că eu, când vin la dumneavoastră, vă pun să faceți: întoarceți-vă în stânga și în dreapta și urați-vă câte o binecuvântare. Așa cum ai dori să te binecuvânteze pe tine Domnul, să faci tu cu celălalt. Puteți să ocupați locurile. Iisus Hristos este Domnul. Frați și surori, se pare că din două în două luni sunt la dumneavoastră și mi-am dat seama că frații din conducerea bisericii mă iubesc foarte mult, că au pus amvon ca la Biserica Elim, ca să-mi placă să vin la voi să predic. Vreau să vă aduc salutul Bisericii Pentecostale Române Elim din Rochedați de Mar, dumneavoastră știți, păstoresc acolo împreună cu frații. Vreau să vă aduc de asemenea mulțumirile conducerii bisericii, a fraților care au primit ajutorul dumneavoastră prin colecta pe care ați făcut-o vis-a-vis de lucrarea de construcție în care suntem implicați și vreau să vă spun că Dumnezeu lucrează. Vă mulțumesc pentru rugăciunile dumneavoastră, vă mulțumesc pentru
încă o dată pentru suportul financiar pe care ne l-ați făcut când am fost ultima dată la dumneavoastră. Să știți, biserica, că noi atunci pe loc am și tăiat o chitanță fraților din conducere, frații m-au însărcinat cu lucrul acesta și încă o dată Dumnezeu de unde ați luat să vă dea de 1000 de ori mai mult. Vreau să mulțumesc familiei Ferrari, fratelui Găbiță, sorei Loredana, care au dorit în această zi să fiu parte a bucuriei lor și eu mă bucur de data aceasta, sunt împreună cu soția, sunt mulți frați aici și surori care m-au tot întrebat dacă într-adevăr soția mai locuiește cu mine, da, suntem împreună și astăzi este aici. Eu mă bucur și de asemenea mă bucur că familia Biju m-a însoțit, fratele Ionel și cu sora Flori, Domnul să-i binecuvânteze și pe ei. Mulțumesc familiei Aciu, de data asta cei mai mici, care ne-au primit în casa lor împreună cu fratele Bogdan, cu Daniela, cu toți ceilalți. Noi ne-am bucurat aseară cu fratele Sami, suntem veniți de aseară și vreau să vă spun că îmi pare rău că am venit de aseară, că n-am dormit toată noaptea. M-am bucurat cu ei, dar forțele întunericului și aici la Roda văd că își fac de cap. Dar știi ce e frumos? Spunea sora Florin dimineața aceasta, cum a răsărit lumina, au fugit. Au fugit, de ce? Pentru că nu le place la lumină la forțele întunericului. Biserica în vremea aceasta trebuie să fie lumină, aleluia! Când biserica va lumina Roda, puterea lui Dumnezeu va străluci peste voi și diavolul aici nu va mai avea putere să facă nimic. Pentru că cei ce se închină lui Dumnezeu în duș și în adevăr au putere. Să zicem din toată inima, trăiască Domnul! În această dimineață, frați și surori, Domnul mi-a pus pe inimă acest mesaj. Spuneam că nu este un mesaj sau nu este un cuvânt care să se citească la binecuvântarea copiilor. Îl citim poate la rugăciunea de cauză pentru bolnavi sau la anumite învățături. În această dimineață aș vrea să vă vorbesc despre două generații. Despre generația noastră ca biserică și despre generația lor ca și copii. V-am spus să subliniați femeia de 12 ani bolnavă și fetița de 12 ani bolnavă. Femeia de 12 ani bolnavă și fetița de 12 ani bolnavă. Și o să vă dau prin metoda comparației în această dimineață o învățătură așa cum am primit-o de la Domnul. Vreau să vă spun că trăim o generație în care oamenii doresc să se simtă bine. Și pentru aceasta doresc să atingă anumite lucruri ca prin atingerea lor, nu vezi, copilul acesta ca să simtă bucurie atinge clapele de acolo și prin atingerea clapelor se aude un sunet care bucură inima, așa-i? De-aia cânți, că îți place să cânți. Alții ating anumite lucruri care le dau senzații. Eu cred în dimineața aceasta că noi suntem generația care trebuie să ne atingem de Domnul. Și în urma atingerii de Domnul Iisus Hristos este plăcere, este neprihănire, este pace și bucurie în Duhul Sfânt. Să zicem din toată inima, trăiască Domnul. Frați și surori, biserica o reprezintă pe această femeie bolnavă care de 12 ani, spune cuvântul, se scurgea din ea ce, frați și surori? Viața. De 12 ani și în timp ce biserica s-a îmbolnăvit, în timp ce din biserică se scurge viața cu ochii vizibili, generația care vine după noi se îmbolnăvește. Fata lui Iair reprezintă generația copiilor de astăzi, pentru că generația copiilor care se uită la biserică, dacă nu văd putere, dacă nu văd har, dacă nu văd ungere, dacă nu văd prezența lui Dumnezeu, dacă nu văd pe Hristos în viața lor, se îmbolnăvesc. Cum mai vrea un copil de 12 ani să se roage când tata, care a trebuit să fie preotul casei, nu se roagă? Cum mai vrea o fetiță de 12 ani să vină să cânte când mama, care este deja mare, care a trebuit să stea în spărtură, care a trebuit să fie o femeie înțeleaptă, care a trebuit să zidească casa, astăzi stagnează și nu face nimic. Din biserică se scurge viața, din biserică se scurge puterea și din copii, copiii ajung pe moarte. De aceea mesajul pe care l-am intitulat în această dimineață sună în felul următor: plăcerile de astăzi sunt captivitățile de mâine. Dacă astăzi te complaci în anumit lucru sau în anumite lucruri, dacă astăzi ți se pare că nu-i mare problemă X, Y lucru, mâine aceste lucruri îți va capta familia și le vor prinde în lanțurile vrășmașului. Frați și surori, vă rog să fiți atenți la următoarea explicație a Sfintelor Scripturi.
Domnul Iisus Hristos se îndrepta cu un scop spre casa lui Iair. A fost chemat să-i vindece fiica bolnavă de 12 ani. În timp ce Hristos s-a îndreptat spre casa lui Găbiță, îl iau pe el că e în centru atenției cu familia lui, în timp ce s-a îndreptat spre el să binecuvânteze pe Caleb, să binecuvânteze familia, din spate vine cineva, vine o femeie bolnavă, o femeie doritoare și eu vreau binecuvântarea. Da, dar ascultă, legea nu-ți dă voie, rânduiala nu-ți dă voie. Conform legii mozaice și în vremea aceea în poporul iudaic, femeia trebuia să stea departe, n-avea voie să se apropie de bărbat, de mod special de Domnul Iisus Hristos, mai mult decât atât. Și astăzi mai sunt încă astfel de învățături. Avea o scurge de sânge, n-avea voie, era necurată conform legii mozaice. Cum să te apropii de Domnul? Pentru că unde ajungi tu? Spurci? În ciuda acestor aspecte, vă rog să fiți atenți, nu Domnul Iisus Hristos atinge femeia, ci femeia îl atinge pe Hristos. Aș vrea să înțeleagă biserica în această dimineață că noi trebuie să fim generația care nu ar trebui să așteptăm să facă Domnul ceva. Frate, ce nu mai fac nimica, nu mai cred nimica, facă Domnul ce vrea. Nu! Biblia spune că în timp ce Hristos mergea spre casa lui Iair, femeia vine și se atinge de Hristos. Numărul 1, țineți minte și notați dacă vreți, generația aceasta trebuie să fie o generație proactivă. Ce înseamnă, frate Radu, să fie o generație proactivă? Am spus deja, în primul rând, a fi o generație proactivă înseamnă să nu aștepți până va veni rândul tău să fii binecuvântat. Să nu aștepți până va veni, da, dacă va veni cumva Domnul și la mine. Nu, ci tu să fii dornic, să te duci în prezența lui Dumnezeu. Azi dimineață stăteam cu fratele Ionel și vorbeam despre ceea ce spunea David în Psalmul 122. Mă bucur când mi se zice, vine Domnul la mine acasă. Așa scrie acolo. Așa scrie. Mă bucur când mi se zice, haidem să mergem la casa lui Dumnezeu. Atârnă de mine să fiu o generație proactivă, să fiu o generație care să fiu pus în mișcare, să ajung în prezența lui Hristos. Vreți binecuvântare, vreți vindecare, vreți transformare, vreți ridicare, trebuie să doriți să vă atingeți de Domnul Iisus Hristos. Frați și surori, lucrul acesta este tragic la nivel mondial. La nivel mondial în vremea aceasta este o mare forfotă datorită situației imoralității care este ridicată în vârful scării valorilor, datorită caosului imoralității, a decadenței, dacă vreți, și a scadențelor oamenilor care nu sunt mai interesați de ceea ce înseamnă spiritual, ci sunt interesați pentru a satisface senzațiile lor. Din nefericire, mulți lideri astăzi au rămas în această stagnare, lideri spirituali, și spun, mă, fie ce o fi, lasă, întâmple ce se va întâmpla, vine Domnul. Ascultați-mă și vreau să înțelegeți în această zi, frate Sami, să predici lucrul acesta oamenilor întotdeauna. Noi, ca oamenilor lui Dumnezeu, nu trebuie să așteptăm că vine Domnul. Da, da, Domnul vine. Amin. Domnul vine. Dar ascultați-mă, Domnul Iisus Hristos nu va lua la cer, și-am mai spus asta, o biserică care e depresivă, o biserică care este înlăcrimată, o biserică care este în suferință, zdrobită sau deprimată, ci Domnul Iisus Hristos va lua la cer o biserică fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. O biserică care stă ridicată în picioare. Zice Iisus Hristos prin gura lui cea sfântă, ferice de robii aceia pe care îi va găsi la venirea lui, cum? Plângând, lamentându-se mereu și mereu, nu mai știm ce să facem. Nu! O biserică care stă pe verticală în prezența lui Dumnezeu. Și zic mereu și mereu, aleluia, maranata, vino Doamne Iisuse. De ce? Pentru că noi suntem biserica care ne atingem de Hristos. Noi suntem biserica care ar trebui să împletim în vremea aceasta escatologia cu misiologia. Ce înseamnă escatologia? Escatologia este materia, este disciplina care ne învorbește, dacă vreți, despre vremea sfârșitului. Da, într-adevăr, sunt vremuri grele. Un frate a sunat pe cineva în America și l-a întrebat, ce frate, păstor, era păstor, ce faci?
Și răspunde frate la celălalt fir, zice, frate păstor, bine, slavă Domnului, bine. Dar zice, vocea ta nu-i prea bună, așa, că îl cunoșteam. Păi zice, ce-ți face familia? Ce copiii mei, zice, împlinesc Biblia. O, zice, mă bucur, slavă, dar zice, cum împlinesc Biblia? Păi exact cum scrie la 2 Timotei, capitolul 3, în vremurile de urmă, zice, vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi obraznici, vor fi neascultători de părinți, împlinesc Biblia, însă oameni iubitori mai mult de bani, mai multe plăceri, mai multe, da? Deci asta împlinesc Biblia. Și asta se întâmplă în generația în care trăim. Și dacă, și care e culmea culmilor și durerea pe care eu o văd și mă apasă și mă face să plâng și să strig pe Dumnezeu? Se uită mama, se uită tata la copilul, și dacă îl vede că umblă cu blugi rupt și un pic șmecher cu căciula întoarsă, zice, ce copilul meu e cool. Ar trebui să iei o joardă cu cel la noi la Bihor și să-i dai un pic așa și să-l aliniezi puțin pe calul Dumnezeu. Dar nu poate, de ce? Pentru că și tata și mama nu umblă cu haine rupte și cu șmecherii pe cap în toată lumea, dar are inima sângerată, curge puterea din ea și când nu mai are putere, n-are ce să spună. De aceea în generația aceasta, spuneam, noi ar trebui să împletim escatologia cu misiologia. Ce este misiologia? A zis Domnul Iisus Hristos, voi veți primi o putere când se va pogrâ Duhul Sfânt peste voi. Nu să fiți mântuiți, ci să fiți ce? Martori! Martori în familie, frate Găbiță, martori la copiii tăi, pentru că spuneam Psalmul 78, ceea ce am auzit, ceea ce știm, nu vom ascunde de copiii noștri, frate păstor. Ești prea dur, lasă copiii să crească, să simtă și ei puțin și când vor fi mari. Nu, 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 înțeleptul Solomon în 22:6 proverbe spune, învață pe copil calea Domnului, pe copil calea Domnului și când va îmbătrâni nu se va bate de la ea, când va îmbătrâni vor spune altădată, ca și copiii lui Recab, noi nu bem vin, de ce? Pentru că tata a zis să nu bem vin. Dar cine e tatăl vostru? Preotul casei. E omul din care când el se roagă, cerul coboară în casa noastră, aleluia. E bărbatul la care am văzut rugăciuni cu lacrimi. E bărbatul care am văzut înălțând altare. E bărbatul care ne-a chemat la post și rugăciune. E bărbatul pus de Dumnezeu ca să mă învețe să fac voia lui. Dumnezeu să binecuvânteze preoții. Aleluia! Trebuie să fim generația care să ne atingem de Domnul împletind escatologia, venirea Domnului Iisus Hristos cu misiologia și spune Petru și așa de mult îmi place, deci fiindcă toate aceste lucruri au să te strice, ce fel de oameni ar trebui să fim noi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind ziua sau venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse se vor topi și trupurile cele se vor topi de marea căldură a focului. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Vrem binecuvântare și Domnul dă. Eu vreau să spun ceva, copilul acesta cu numele de Caleb, că și toți ceilalți 8 al acestei familii, că și toți ceilalți sunt binecuvântați. Au venit în lumea aceasta sănătoși, au venit în lumea aceasta frumoși, au venit în lumea aceasta lăsați de Domnul într-o biserică, că e mare har lucrul acesta. Și noi de astăzi înainte nu-i binecuvântăm, ci punem numele Domnului peste ei, ca Dumnezeu să-i poarte pe brațe, să aibă grijă de ei, să se îndure de ei. Fac o paranteză, la începutul anului noi am practicat lucrul acesta în biserica pe care o păstoresc, de a ne ruga pentru familii. Și la început, înainte, în fiecare, la final de an, pentru anul premergător, Dumnezeu îmi dă o viziune pe diferite laturi. Vai de liderii care n-au viziuni. Și una dintre viziuni a fost aceasta, să ne rugăm pentru familie în fiecare săptămână, ne rugăm pentru o listă cu 10 persoane, pot fi 5 familii sau 4, depinde câți membri au în familie, major ca membri. Însă, dincolo de aceasta, Domnul mi-a vorbit special să chem în față duminică dimineața, când noi citim lista, să chem în față toate familiile acelea și să mă rog cu punerea mâinilor peste. Unii dintre colegii mei și alții frate au zis, bă, ce faci, forțezi oamenii să vină în față la chemare și așa, lasă-i să simte ei. Și am zis, nu, eu știu de ce. De ce? Și astăzi aceia îmi dau dreptate, pentru că venim frumos și îmbrăcat, mă, voi nu, dar eu am zis că te respect și vin la costum și la cravată, că să și filmează, și ascundem frumos la papion și să filmează și tot zâmbim frumos, însă dincolo de cortina aceasta, ce se întâmplă în familie, știe numai Dumnezeu. Acolo sunt probleme, necazuri, lacrimi, soția nu ascultă de soț, soțul nu mai respectă soția și numai t-auzi, ce? Ce-o divorțat? Poftim? Dar i-am văzut ieri de mână. De mână au mers ca să-i vadă alții.
Și atunci Domnul zice, trebuie pus numele meu peste familie. În urmă cu o săptămână și ceva în România, nu știu dacă pe la voi a ajuns, cineva mi-a trimis o lucrare care a ieșit din partea Domnului și Dumnezeu cunosc bărbatul, vasul de lucru prin care Dumnezeu, un om al lui Dumnezeu, și a zis așa, Dumnezeu, s-au ridicat 4 duhuri puternice, asta e ca o paranteză, nu face parte din mesaj, 4 duhuri puternice din adânc, care vreau să lovească, care vor să lovească familia lui Dumnezeu și biserica. 1. Duh de curvie, duh de gelozie, duh de nemulțumire și duh de vorbire de rău, de bârfă. Nu la voi, la voi nu se întâmplă treaba asta, dar eu vă vorbesc acum să intrați înaintea Domnului rugăciune. Să aveți foarte mare grijă, pentru că unde nu te aștepți, pe unde-i veriga mai slabă, te crezi puternic, te crezi că predici în adunare, că ești plin de putere astăzi, ascultă-mă, este vremea să te atingi de Hristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, Iisus Hristos spune, când ucenicii îl întreabă, Doamne, ce mai... Ce ironie, acum întreb, e un paradox. Cum adică cine se atinge de tine, nu vezi că te îmbulzesc? Am zis să subliniați ceva. Zice Iisus Hristos, zice, nu, cineva s-a atins de mine pentru că am simțit că din mine a ieșit ce? O putere. Biserica astăzi nu mai are putere și pentru ca să aibă putere trebuie să se atingă de Iisus Hristos. Vă rog să fiți atenți că v-am spus să subliniați versetul 32, El, adică Iisus, se uita de jur împrejur, poți să pui versetul, cine cu calculatorul, ca să vadă frații mei cât e important e să fim atenți la citire. S-a uitat de jur împrejur, la ce s-a uitat Domnul? Atenție, nu să vadă pe cel, să vadă pe cea, dar de unde știu că este ea și nu este el? De unde a știut? Hristos era cu spatele la femeie, la mulțime. De unde a știut că pe dinapoi nu l-a atins un bărbat, ci l-a atins o femeie? De unde a știut? Știți de unde? Hristos știe totul. Hristos știe în dimineața aceasta că tu nu mai ai putere. Hristos știe în dimineața aceasta de când n-ai mai citit Biblia, de când n-ai mai postit, de când nu te-ai mai rugat cum trebuie. Hristos știe cu ce scop ești aici. Hristos, chiar dacă ți se pare că e cu spatele, El e Dumnezeu. Și pentru ca familia ta să fie binecuvântată, pentru ca familia ta să fie sub numele lui Dumnezeu, sub protecția lui Dumnezeu, tu trebuie să te atingi de Hristos. Frate Găbițe, e vremea să ne atingem de Domnul. E vremea ca din El să vină peste noi o putere și astfel Duhul lui Dumnezeu să-și proslăvească numele. Trăim o generație în care lângă noi mor milioane de oameni. În Roda, lângă tine, lângă voi, mor oameni zilnic. Știți de ce? Pentru că biserica astăzi, sau noi, stăm cu mâinile încrucișate. Stăm cu mâinile încrucișate pentru că nu mai avem putere. În timp ce diavolul își face de cap, biserica doarme, stagnează. Știi de ce? Știi cum se cheamă un om care nu are sânge suficient în el? Știți cum se cheamă? Om anemic. Când nu ai putere și te clatini pe picioare și trebuie să stai jos, ești anemic. Mulți astăzi din Biserica lui Hristos sunt anemici. Trebuie să ne atingem de Domnul. Trebuie să punem mâna pe Domnul. Să nu așteptăm, trebuie să fim o generație proactivă. În al doilea rând, generația aceasta nu doar că trebuie să fie o generație proactivă, trebuie să fie o generație provocativă. În pasajul pe care l-am citit, prin atingerea ei, am spus deja, de haina Domnului Iisus Hristos, femeia aceasta l-a provocat pe Domnul să se oprească în loc. Nu uitați, Hristos se îndrepta spre casa lui Iair. El avea un drum. Însă, faptul că această femeie a avut o dorință lăuntrică, a avut o puternică dorință de a se atinge de Domnul, prin atingerea lui, l-a făcut pe Domnul să se oprească în loc. Vreau să te întreb în această dimineață, când s-a oprit ultima dată Domnul în dreptul tău? Da, păi frate, în dreptul meu parcă nu s-a oprit și niciodată. E rău, Domnul, așa-i? Nu. Domnul e bun. Când ai strigat ultima dată spre El, provocându-L să se oprească în dreptul tău? Dar ce să fac, frate? Orice! Adesea trebuie să fii stupid, să pari
anormal, iertați-mi expresia, chiar dacă alții râd de tine, chiar dacă alții poate te bajocoresc, tu ai o dorință care să se oprească Domnul în dreptul tău. Pe paginile Sfintelor Scripturi, cel puțin două exemple, vreau să vă dau pe această latură. Spune cuvântul Dumnezeu în Marcu capitolul 10, versetul 47, că la marginea Erihonului era un bărbat pe nume cum? Bartimeu. Și omul acesta era orb. Omul acesta n-avea nicio șansă la mediu să poată vedea. Hristos era ocupat mereu și mereu. Mulțimea era în jurul lui. Pe Bartimeu nu-l băga nimeni în seamă. De ce? Pentru că oamenii se gândeau că ori de câte ori Bartimeu strigă, are nevoie de un ban să mănânce. Și noi avem urechile, lasă ce că-l cunosc eu să meargă să lucreze. Dar Bartimeu ce-ți mai trebuie? Iarăși trebuie bani, lasă pe învățătorul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Bartimeu striga și mai tare: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Și în momentul în care Hristos aude numele, ce face Hristos? Se duce nepăsător? Se oprește Hristos în dreptul lui și îl întreabă: Hristos, nu ești grăbit, Doamne? Ba da, cu toată graba pe care o am, pentru că am auzit, pentru că știu în inima ta că ai nevoie de ceva. Ce vrei să-ți fac? Doamne, să-mi binecuvântezi familia. Adesea noi strigăm după Domnul să se oprească în dreptul nostru și când se oprește în Domnul, în dreptul nostru amuțim, nu mai știm ce să zicem. Ce vrei să-ți fac? Nici nu știi ce să mai zici. Rogă-te, mă, rogă-te, Doamne, ai milă de mine! Binecuvântează-mi familia! Sau să spui cu voce tare care e problema familiei tale. Dar cum să spun? Să mă audă el și el? Și ce-a zis femeia aia care avea fica muncită? Știi cum a zis? Vă rog să vă rugați pentru fica mea că are o problemă. Așa a zis. A zis: Iisuse, fica mea este muncită rău de un drac! I-a spus pe nume, nu i-a fost rușine. Sunt oameni care avem o problemă. Care e problema? Fiul meu s-a apucat de droguri. Fica mea nu mai ascultă. Se uită la filme murdare. Copiii mei, asta e problema. Am o cauză. Care e cauza? Că de multe ori nu mai sunt de acord dacă nu se semnează biletul, și asta e nouă paranteză. Fraților, rugați-vă pentru o soră din biserică care are o mare problemă și nu se semnează. Și am depistat că sora o măr să facă avort. Și mă pune pe mine să mă rog ca Dumnezeu să o ajute. Voi credeți că e normal treaba asta? Și apoi așteptăm hară în biserică. Mă, oameni buni, treziți-vă! Treziți-vă, frați și surori, spre o cântare, să nu vă prindă somnul! Se scurge puterea din biserică și nu știm de ce nu-i har. Ba da, știm că nu-i sinceritate. S-a oprit Hristos lângă Bartimeu și a zis: Bartimeu, e ultima ta șansă. Nu mai îi spune la mine aceasta, ca să înțelegeți, parafrazez: nu mai trec prin Orihon cu picioarele mele, mă îndrept spre Ierusalim. Acolo se va întâmpla ce scrie în proroci despre mine. Ce vrei să-ți fac? Să-mi capăt vederea. Capătă-ți vederea. A văzut Bartimeu? A văzut. Lăudat să fie Domnul. Oh, da, bun, Bartimeu era cerșetor, Domnul are milă de săraci. Nu! Nu numai! S-a dus mai departe, a intrat în Erihon și la un moment dat un om, un mai mare al vameșilor, a zis: am auzit de Iisus! Am auzit că Iisus binecuvântează și ce binecuvântează, el rămâne binecuvântat. Am auzit că vindecă, am auzit că face minuni, vreau să-L văd pe Iisus. Dar tu nu poți că ești mic, nicio problemă nu-i, că Dumnezeul acesta a făcut să crească duz în Erihon. Și ce o să faci? Tu care umpli în Mercedes, te urci într-un copac? Eu mă așteptam să-l aștepte cu Mercedes-ul. Doamne, hai, uite, hai și eu, hai la casa mea. Nu, s-a urcat într-un dud. Și când l-au văzut toți oamenii, probabil au zis: bă, ce are ăsta? Stare bandă, îl deranjează să uite într-un dud. Vezi ce înseamnă dacă ai mulți bani, ai luat o razna. Nu, el a avut o dorință în inimă. A vrut să-l vadă pe Iisus. A zis: nu mă interesează că râd oamenii de mine, nu mă interesează că alții zic să tac, alții zic dă-te jos, nu mă interesează. Când va ajunge Hristos, îl voi provoca să se oprească în dreptul meu. A trecut Iisus pe lângă dud? N-a trecut, s-a oprit în dreptul dudului. Și a zis: ok, dă-te jos, astăzi trebuie să rămâne în casa ta. Dar de ce? Probabil s-au fi întrebat unii, dar și eu aș fi vrut în casa mea. Și eu, cine n-ar vrea să poposească Hristos în casa lui? Da, dar tu nu l-ai provocat.
Tu nu ai făcut ceva ca să-L provoce pe Hristos, pentru că Hristos merge în drumul Lui, Hristos i-a așteptat în multe părți, dar trebuie să, ca să se oprească în dreptul tău, frate Găbiță, trebuie să-L provoci. Tu ai nevoie să se oprească în dreptul familiei, dar provocă-L pe Hristos. Trebuie să fim o generație provocativă, o generație care să-L provocăm pe Domnul. O, frați și surori, ar trebui să înțelegem lucrul acesta, pentru că astfel, dacă nu-L provocăm noi pe Domnul Iisus Hristos să se oprească în dreptul casei noastre, vă rog să fiți atenți, s-ar putea să te provoace El pe tine să te oprești din loc. Discutam puțin cu fratele legat de acele patru fete care au avut accident. Am văzut și eu știrea în România când s-a întâmplat imediat de la Oradea și când am auzit Oradea am palpitat așa mai tare, pentru că e zona pe care o cunosc. Și mi-a spus crezverișoarul lui și mi-a spus că el cam știe din ce cauză s-a întâmplat lucrul acesta. Dumnezeu provoacă familia. Bărbatule, ascultă-mă, oricine ai fi, nu te supăra cât spun. Nu aștepta să te provoace Dumnezeu să vii la altar, ci vină tu la altar și provoacă-L pe Dumnezeu să pună foc pe jertfa ta. Pentru că dacă te provoacă Dumnezeu, s-ar putea să se lase cu lacrimi, cu durere, să plângi și apoi să te uiți să zici, Doamne, de ce? De ce așa o știe El, dar o știm și noi? Soră, nu aștepta să te provoace Dumnezeu să fii o femeie înțeleaptă, ci provoacă-L tu pe Dumnezeu prin atitudinea pe care o trăiești, chemându-L în casa ta și Dumnezeu îți va binecuvânta casa. Este ceea ce vedem în Sfânta Scriptură. De fapt, tocmai acesta este ceea ce v-am spus titlul. Plăcerile de astăzi sunt captivitățile de mâine. Dacă astăzi ești prea obosit sau obosită să mai citești în Biblie, ascultă-mă, începând de astăzi, 3 zile nu o să mai citești. De ce? Pentru că o să fii obosit. Că dacă ai văzut că nu s-a întâmplat nimic rău, că n-ai citit într-o zi din Biblie, atunci te obișnuiești cu ideea aceasta și nu o să citești nici poi mâine, că te argumentezi. Și noi știm foarte ușor să ne argumentăm. N-am putut, sunt foarte obosit. Dar nu mai bine să nu citesc, frate, păstorul meu, cineva, că eu trebuie să citesc să înțeleg în Biblie, nu? Și dacă eu sunt obosit, nu pot citi că nu înțeleg nimic. Dar nu mai bine să nu citesc, că e blasfemia asta, nu? Stretie să... Eu am știut ce tratament să-i dau. Dacă nu postești o săptămână, își las că în săptămâna viitoare, că doar nu se uită la Dumnezeu, se uită la inimă. Și plăcerile de astăzi sunt captivitățile de mâine. De aceea, în această dimineață, aș vrea să înțelegeți toți cei care doriți binecuvântare. Femeia aceasta, în ciuda bolii ei, în ciuda respingerii celor din jur, a culturii vremii, a circunstanțelor care se afla, ea rupe totul, rupe lanțurile acestea, se apropie de Hristos, învinge rușinea, învinge tradiția, învinge legalismul vremii, pentru că ea avea o problemă, era bolnavă. Cum ești în această dimineață? Tu vrei binecuvântare? Tu vrei ca Dumnezeu să spună un cuvânt în dreptul tău? Tu vrei ca Dumnezeu să-ți rezolve problema sau problemele? Tu vrei ca Dumnezeu să-ți deschidă ușile pe care le vezi închise? Tu vrei atâtea lucruri? Ascultă-mă, este vremea să te atingi de Domnul. Datorită faptului că biserica stagnează, a reușit într-o perioadă foarte scurtă de ani să treacă de la realitate, de la adevăr, la relativism. Și se predică astăzi, sau se spune, că nu mai există un adevăr absolut, ci există un dosar cu adevăruri. Adevărul e ceea ce cred eu, adevărul e ceea ce crezi tu. Iisus Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Există un singur adevăr. Dar pentru că astăzi biserica nu mai are putere, atunci biserica nu știe ce să mai creadă. Nu v-a spus de multe ori, mă, nici nu știu ce să mai cred. Eu îmi doresc în această dimineață ca atunci când vom pleca de aici să plecăm seci de lume și plini de Duhul Sfânt, plini de prezența lui Dumnezeu, să fim oameni care să-L atingem noi pe Domnul provocându-L și să nu așteptăm ca Domnul să ne atingă pe noi, să-L provocăm pe Domnul să se oprească în dreptul nostru pentru o trezire spirituală. Când noi ne vom trezi spiritual, ne așteptăm ca alții să se trezească. Alții să se trezească, dar El să facă, dar ea să facă. Nu, eu să fac. Eu vreau să mă ridic în numele Domnului Iisus Hristos ca să fac și să-L provoc pe El. Dumnezeu să se îndure de ani de zile, frați și surori, de ani de zile, în foarte scurtă perioadă, biserica a rămas tăcută și n-a zis nimic și nu zice nimic. Și din această cauză, fiind întunericului, dau legi
potrivit cu plăcerile lor. Se ridică, și v-am mai predicat aici, și acceptă în Parlament, și fac compromisuri. Și ce mai contează, că nu suntem o țară creștină, acceptăm căsătoria între bărbat și bărbat, între femeie și femeie. Să nu mai vorbesc de alte lucruri. Datorită faptului că biserica tace. Dacă biserica, ascultați-mă, dacă biserica nu ar tăcea și biserica ar fi plină de putere și s-ar atinge de Hristos, ascultați-mă, biserica merge în paralel cu statul, biserica merge în paralel cu lumea, ei nu merg împreună sau n-ar trebui să meargă împreună. Biserica este o altă instituție, noi nu suntem din lume. Noi suntem de pe o altă eră, de pe o altă planetă, suntem din împărăția lui Dumnezeu, suntem ambasadori ai cerului, dacă cel puțin crezi lucrul acesta și ești mântuit, tu trebuie să răspândești mireasma de la viață spre viață, să transmiți pace celor de lângă tine, într-o lume care este întuneric, să transmiți lumina, să le arăți calea, să le spui: oameni buni, uite adevărul care este. Și atunci Dumnezeu va face ca biserica să biruiască. De ce? Câtă vreme capul este Hristos, Hristos este viu, trupul trebuie să fie viu și trupul trebuie să se răsfrângă lumea aceasta și spuneam să transmitem viață de la, mireasma de la viață spre viață. Dacă biserica tolerează aceste lucruri, dacă biserica tace, dacă biserica nu se implică, dacă biserica, noi nu vom fi niște lumini, niște torțe care să ardem pentru slava și gloria lui Dumnezeu, valorile și principiile sacre ale lui Dumnezeu vor fi năbușite, oameni buni. Și atunci vom avea programe frumoase, vom avea de toate, dar nu vom mai avea putere și ungerea Duhului Sfânt. Și acum vreau să vă spun ceva pentru care să și filmează, unii mă vor judeca. Spuneam că biserica aceasta este, pardon, femeia aceasta reprezintă biserica însângerată. Vreau să fiți atenți. Biserica, zice pastorul bisericii, liderul bisericii, ce să mai fac cu biserica asta ca să meargă bine? Zice, știu ce am să fac. Eu vă spun ce am făcut eu. Am să-i aduc predicatori buni. Vin predicatorii, predică bine, frumos. Nu merge nimic. Și am să-i aduc proroci. Vin, dă Dumnezeu gras pe fete, nu se întâmplă nimic. Oameni buni, știi ce îmi zice mie Biblia? Eu m-am cutremurat când am citit, că trebuie să fii atent când citești. Zice, era o femeie care de 12 ani, dar eu acum transpun, și era o biserică care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Femeia aceasta suferise mult de la mulți doctori. Cine sunt doctorii? Ăia care vin să predice și predică bine. Vin și procesi, procesi din partea lor, dar biserica nu simte nimic. Ea suferise mult și ce o cheltui tot, tot. Dăm bani dacă trebuie, să vină cântăreți buni să cânte, să ne... Ascultați-mă, până biserica nu se atinge de Domnul, nu se întâmplă nimic. Până femeia aceasta nu s-a atins de Hristos, nu a simțit vindecare. Nu zic să nu vină predicatori mari și predicatori buni însoțiți de Duhul Sfânt. Doamne, cât mai mult să fie. Și proroci însoțiți de Duhul Sfânt, ei fac ce pot. Însă noi ca biserică trebuie să facem ce trebuie să facem noi, în urma mesajelor, în urma cuvintului transmis din partea Domnului, să fim o generație provocativă, să-L provoc pe Domnul și să-I zic ca Iacov altă dată: nu te las până nu mă binecuvântez. Omul acesta a spus din Biblie și eu cred ce a zis el, că zice din partea Domnului: nu te las până nu mă binecuvântez, dar numai unei predici frumoase, bune, sub ungere. Închidem ușa după noi și plecăm din nou la ale noastre. Cum o fă la biserică? Frumos? Și rămânem cu doar atât. Rămânem în plăcerile noastre, rămânem în dorințele noastre, rămânem în anturajele noastre și nu-i binecuvântare. Mă, dar am fă la biserică, nu-i de ajuns. Mă, dar am ascultat cântări și predici, nu-i de ajuns. Trebuie să fii o generație provocativă, să te atingi de Domnul. De ce nu mă ascultă pruncii? Atinge-te de Domnul. De ce copiii mei, uite, am văzut copiii lui cântă, de ce a mei nu poate să cântă? Și apă încep tu și le spui: mă, voi sunteți mai așa și mai așa. Și copiii ce: mă, noi suntem așa, nu, dacă suntem așa nu mai mergem. Nu, nu, tu ca mamă, generație din care s-a scurs puterea până acum, atinge-te de Hristos. Și atunci din Hristos se va răsfrânge, Hristos va atinge generația care vine, lăudat să fie Domnul. Asta se întâmplă, frați și surori, asta se va, pentru că avem nevoie să ne atingem de Domnul, să nu așteptăm, repet încă o dată, nu este nimic
mai puternic în această lume decât să fii în prezența lui Hristos. Și femeia aceasta asta și-a dorit, să ajungă în prezența Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să aibă milă de noi. Vă aduceți aminte ultima predică care am predicat-o la voi? Știți despre ce am predicat seara, nu dimineața? Știți despre ce am predicat? Mai țineți minte? Măslinul din casa lui Dumnezeu. Și v-am spus atunci că biserica trebuie să fie foarte, și să leagă oarecum mesajele, că cuvântul Dumnezeu trebuie să fie vie, trebuie să fie în Hristos, pentru că în vremea aceasta s-au ridicat niște duhuri puternice care încearcă să înflăcăreze oarecum în sens negativ pe mulți din adunările noastre. Și am vorbit atunci despre duhul lui Faraon, care a închis pe mulți oameni în captivitatea blestemului și al temerii. Sunt oameni, frați și sorori, care se tem să stea în casă la ei ziua. Uite o soră la mine și a zis, frate, Radu, roagă-te pentru mine, că simt că ceva, parcă o umbră, tot mă urmărește în casă la mine ziua. Și ajung oamenii să se teamă, pentru că duhurile acestea încearcă să te aducă la depresie. S-a ridicat din nou și a înviat duhului Goliat, care astăzi râd de oamenii lui Dumnezeu, râd ironic în fața oamenilor Dumnezeu, care încearcă să predice o evanghelie pură, o evanghelie reală, o evanghelie plină de putere, și ei râd ca și Goliat altădată de David. Ce la mine vii, zice, lasă-mă, asta a fost pe vremea voastră, tu nu vezi în ce de na... Și râd de puterea lui Dumnezeu, râd de tine că ai nouă copii, râd de noi, râd de slujbele pe care le facem și nu se întâmplă nimic. S-a ridicat duhul lui Izabela și atacă tineri și tinere, trăgându-le în perversiuni sexuale, pentru că își doresc plăceri, senzații tari și așa mai departe. Duhul lui Absalom a înviat, dezbinând familii, biserici, popoare și națiuni, astăzi încercând să-și facă prezența. Și nu în ultimul rând, a înviat duhul lui Irod, care încearcă, știți ce, să provoace atâtea femei să-și ucidă copiii în pântecele lor și mai mult, atâtea familii să-și abandoneze copiii la gura vrăjmașului. Ascultați-mă, frați și surori, tineri și tine, bărbați și femei care sunteți aici. Biserica trebuie să se ridice în numele lui Iisus Hristos astăzi și să schimbe lumea prin atitudinea ei. Trebuie să se ridice, pentru că vreau să vă spun, în mijlocul anului 2018, cel mai puternic duh nu este duhul lui Faraon, nu este duhul lui Goliat, nu este duhul lui Izabela, nu este duhul lui Irod, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin. Și biserica trebuie să fie plină de Duhul Sfânt al Dumnezeu. Vă voi vorbi ceva după masă, dacă Dumnezeu ne va ține în viață până după masă, despre importanța Duhului Sfânt în viața noastră. Foarte important, frați și surori. Spunea fratele Ionel și printr-o minune, fac o paranteză, ei au venit, nu am știut eu până vineri că ei vor veni cu mine. Și așa cum v-a spus fratele Ionel, e un prieten de-a meu de mulți ani, am cunoscut pe fratele lui, îl știu de când a venit în Spania, și cum a spus el, ascultați-mă, ceea ce eu predic astăzi, m-am adus aminte în timp ce el s-a ridicat să dea un îndemn, de-abia s-a ridicat, că zic că are emoții, dar e plin de Duhul lui Dumnezeu și asta mă bucură. Ani de zile m-am dus, sigur, din când în când în casa lui și am semănat și am zis de multe ori ca și la el și la alții în casă, parcă nu se întâmplă nimic. Dar eu, generația mai mare decât copiii, a trebuit să mă ating de Hristos. Și când eu m-am atins de Hristos, prin mesajele mele, prin vorbele mele, prin dorințele mele, Hristos a atins de următoarea generație. Și a venit vremea, pentru unii vine peste o zi, pentru alții vine peste 5 ani, peste alții peste 20 de ani. Și când vine vremea să atinge Hristos, dă Duhul Sfânt, aleluia! Și te miri, dar de unde eu mai tresărit și ăsta? De acolo, dar era mort până el, nu era mort, dormea. Dar astăzi Hristos l-a înviat, l-a ridicat și se ridică la amvon și Dumnezeu vorbește prin el și prin ea și zice, o, trăiască Domnul! Asta înseamnă să avem o generație plină de putere. În timp ce biserica se atinge de Hristos, tu poate nu vezi nimic astăzi, dar mâine prin atingerea ta se va ridica ce ai semănat și nu mai vei vedea că în urma ta ai oameni pe care Dumnezeu îi însuflează plin de Duhul Sfânt. De aceea, încă o dată, cel ce are putere astăzi nu sunt aceste duhuri care încearcă să mintă, să intimideze lumea, ci este Duhul Sfânt al lui Iisus. Doamne, umple de Duhul Sfânt. Doamne, umple-ne de Duhul Sfânt. Ar trebui în această dimineață să înțeleagă biserica că Duhul lui Hristos, Duhul Sfânt, este Cel care ne va da putere. Țineți minte, pentru orice faraon, Dumnezeu va ridica un Moise. Sau un Caleb. Pentru orice Golia, Dumnezeu va ridica un David. Pentru orice Izabela, Dumnezeu va ridica un Ilie. Pentru orice Irod,
Dumnezeu va ridica din nou un Iisus Hristos, spune Pavel, care va nimici cu suflarea gurii sale, trăiască Domnul în veci. Când biserica plină de putere se ridică în picioare, duhurile cad în leșin, pentru că a zis Hristos, ce-i în voi, ce-i în voi, nu lângă voi, ce-i în voi e mai tare decât ce-i în lume. Doamne, umple-ne copiii de Duhul Sfânt, umple-ne pe noi de putere ca să avem biruință, pentru că numai cine-i plin de Duhul Sfânt va putea să biruiască. Nu trebuie să ne fie frică de Duhul vrășmașului. Ne intimidează doar, dar în noi este puterea lui Dumnezeu. Eu cred, așa cum spun mulți oameni al Dumnezeu și cum spunea altădată David, eu cred că Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Dar diavolul spune, mâine vei muri de foame. Nu cred, de ce? Pentru că El este păstorul meu. Eu cred că mi-a spus că eu nu sunt un apartament sau o casă de vacanță, ci eu sunt templul Duhului Sfânt, aleluia, și în mine locuiește Domnul, și cu puterea aceasta pe care o am, cu puterea aceasta pe care o am în mine, voi ajunge până la muntele lui Dumnezeu, la Horeb, ca Elie altădată, să zicem din toată inima, trăiască Domnul. Nu contează ce duh se ridică, nu contează ce lege se dă astăzi, nu contează cine conduce lumea aceasta, cel ce este mai puternic decât orice este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că noi, spune așa, cine e în Hristos e o făptură nouă, cine este în Hristos e mai mult decât biruitor. O, trăiască Domnul în veci. Atât de mult mi-aș dori să aveți în voi dorința aceasta, să vă atingeți de Domnul, să-L experimentați pe Domnul și să trăim pentru prezența Lui, Dumnezeu să fie cu noi. În al treilea rând, pentru că timpul se duce, în al treilea rând, țineți minte, generație proactivă, trebuie să ne atingem noi de Domnul. Generație provocativă, da? Încă n-am ajuns la copii, la bine, suntem tot noi biserica. Generare provocativă, trebuie să-L provocăm pe Domnul Iisus Hristos să se oprească în dreptul nostru. Și în al treilea rând, atenție, trebuie să fim o generație profetică. Ce înseamnă aceasta, frate Radu? Generația profetică este generația care, spuneam, nu se lasă intimidată, ci crede tot ce a zis Domnul Iisus. Vă rog să fiți atenți că ne uităm în Biblie. De la versetul 35, după ce Domnul Iisus Hristos vorbește cu femeia, îi spune, femeie, credința ta te-a mântuit, du-te în pace, îi mai spune câte ceva, fii, ești măduită de boala ta. Versetul 35, buf, pe când vorbea el încă, se întâmplă ceva. Ce? Și ce se întâmplă? Vine niște oameni de la casa lui Iair și îi spun în felul următor, nu mai supărați pe învățătorul, nu mai trimiteți bilete la amvon, nu vă mai rugați pentru copiii de astăzi, au murit. N-ați auzit vorbe ca așa astăzi? Frate păstor, Dumnezeu știe ce mai fi cu generația care urmează. N-ați auzit? Eu, îs vremuri grele. Și apoi începem noi să spunem, Doamne, dar ce mai fi? Nu știu, nu, numai Dumnezeu știe ce mai fi. Priviți, citesc încă o dată ca să vă prind atenția. Și așa, pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul la Gucci care spun, fetița ta a murit, pentru ce mai superi pe învățătorul? Interesant. Dar Iisus... Iisus, fără să țină seamă de ce spuneau ei, se ducea spre casa lui Iair. Citesc. Dar Iisus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașul. Ce i-a zis? Nu te teme! Crede numai! Dar uite că atâția copii, am văzut și copilul lucutare, și copilul lucutare, că nu mai vine la biserică, că uite, nu te teme, crede numai! Dar uite că am văzut că parcă nu mai merg cu uite copiii, nu-i văd astăzi așa mai plin, uite, și noi vinim cu experiență, mai de mult alergam la stăruință și mai și cântăm, mai adă, Doamne, acele vremuri din trecut. Doamne, nu te teme, crede numai. O generație profetică este generația care se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu. Este generația care, indiferent ce spune diavolul, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Când Hristos a spus, atenție, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și dacă diavolul spune, nu-l crede, pe cine crezi? Nu-mi răspundeți că eu știu pe cine credeți. Adesea îl credem pe vrăjmașul. Adesea îl credem pe grăjmașul, pentru că dacă l-am crede pe Dumnezeu, noi am rămâne încredințați în El, pentru că credința, frați și surori, capitolul 11 din Evrei, versetul spune, este o încredere cum? Neclintită! Pentru că a spus El, pot să se mute munții,
Se pot muta munții. Pot să se mute dealurile, zice Domnul. Dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace făcut cu tine nu se va muta. Și versetul Psalmul 46 spune, de aceea nu ne teme. Chiar dacă s-ar zgudui ce munți în inima mărilor, este un râu ale cărui zvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu. Da, este un râu. Cine este râul? Este Hristos. Este Duhul Sfânt care mă îmbărbătează. Este Duhul Sfânt care dă putere. În ciuda amenințărilor, eu cred într-o generație profetică. Eu cred că El este acela care se va ridica, spunea Iov, la urmă pe pământ. Eu cred că răscumpărătorul meu este viu, spunea Iov. Chiar dacă astăzi am elefantită, chiar dacă astăzi boala aceasta și pielea aceasta mea este atât de tare pe mine că trebuie să mă scarpe în cunciob, știu că răscumpărătorul meu este viu. Chiar dacă toți copiii nu vor asculta, copiii mei vor asculta. De ce? Pentru că ce binecuvintează Dumnezeu rămâne binecuvântat. De aceea a zis omul Dumnezeu, binecuvintează dar roadă casa robului tău. Și a zis cu credință că și te binecuvântezi tu, rămâne binecuvântat. Numai un om al lui Dumnezeu poate să spună asta, binecuvântează tu, că ce binecuvântezi tu, rămâne binecuvântat în vecii vecilor. Măriți să fie Domnul, măriți să fie Domnul. Biserică, te îndemn, ridică-te în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, chiar dacă diavolul zice nu mai este viață, chiar dacă diavolul zice nu se mai poate, nu vezi că tăți copiii iau droguri, nu vezi că tăți copiii fumează, nu vezi că tăți copiii fac nu știu ce, nu te teme, crede numai. Crede în promisiunea Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că El este Cel care va ridica. Psalmul 138, versetul 8, Domnul va sfârși ceea ce a început pentru mine. Frații mei, credeți numai. Credeți numai că Domnul se va ocupa de voi, de familiile voastre. Credeți numai. Soră care te rogi pentru bărbatul, crede numai. Bărbatule care te rogi pentru soția ta, crede numai. Familii care vă rugați pentru copiii voștri, credeți numai. Pentru că vine o zi în care Dumnezeu va lucra mărit să fie Domnul. Vreau să vă spun că eu cred într-o cruce verticală. Vă rog să fiți atenți. Într-o cruce pe verticală care îmi spune mie că sunt mântuit. Dar mai cred într-o cruce pe orizontală care mă îndeamnă să fac ceva pentru generația care vine. Din nefericire, astăzi trăim o generație de selfie. Vă sună cumva lucrul acesta? Trăim o generație de selfie. Cum este generația de selfie? Uite așa, vă arată fratele Radu cu Biblia. Toată ziua stăm așa și ne pozăm pe noi în toate părți, ne uităm cât de bine suntem noi, mai pune și pe Facebook. Urăsc din toată inima Facebook-ul. Uite așa, Biblia ne îndeamnă să fim o generație a ferestrelor. O generație care să ne uităm nu spre noi cum arătăm, ci să ne uităm spre alții. Pentru că, ascultați-mă, creștinism, nu există creștinism de selfie. Creștinismul nu are de-a face cu mine. Există creștinism de Dumnezeu, are de-a face cu ceilalți. A zis Domnul Iisus Hristos, vă dau o poruncă nouă, care să vă iubiți unii pe alții. Atenție, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți copiii mei. Oamenii nu vor cunoaște că ești pocăit dacă îți faci selfie și te pui pe Facebook. Nu. Oamenii care se roși vor spune altceva, dar dacă tu stai în rugăciune cu soția ta și Dumnezeu îți revelează uitându-te prin fereastra cuvântului că în familia X sau Y nu are pâine pe masă, tu poți fi o binecuvântare pentru familia aceea, tu poți fi un creștin adevărat, pentru că voi veți fi martori, pentru că voi spun oare lucruri prea dure, spun oare prea grele, aceasta este Evanghelia pură și cine crede în Evanghelia aceasta va ajunge în cer, ceilalți frate vor merge în iad, că așa zice Biblia. De aceea este vremea să înțelegem, dacă vrem binecuvântare peste noi. Și binecuvântare nu este numai mașină bună și casă bună. Binecuvântare este să-L ai pe Hristos aici. Și cine are pe Hristos aici este fericit și o duce bine. Citiți Psalmul 73, Asaf spune foarte clar, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropiu de Domnul. Dar nu când te apropii de o mașină, parcă te lipești de ea. Da, dar asta poate veni cineva și mi-o zgârie la noapte și îmi zgârie inima când o văd. Dar când mă apropiu de Domnul, zice, când îți întorci privirile spre El, când îți întorci spre mașina zgâriată, ce s-a întâmplat cu 30.000 de euro. Dar când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. De ce? Pentru că El este lumina. Trăiască Domnul în veci. Aleluia, simt Duhul lui Dumnezeu, frați și surori. E prezent, dorește să te atingi de El. Este foarte, mai am ceva să-L spun și apoi închei cu predica din această dimineață. Cuvântul lui Dumnezeu spune că în ciuda faptului că ei își băteau joc de Hristos, vor veni mulți și își vor bate joc de tine, vor râde de tine. Ești înapoiat, ești într-un fel și în altul, tu crede numai, ce să crezi? I-a zis
sutașului, crede numai, ce să cred, Doamne, fetița ta nu-i moartă, fetița ta doarme, fetița ta, copiii voștri, generația următoare, ascultați-mă, este într-o stagnare, ei dormitează acum, dar vine vremea în urma atingerii tale de Hristos, când Domnul vine și se atinge de ei și ridică, și când intră în locul în care ei sunt, în locul în care se droghează, în locul în care fumează, în locul în care se prostituează, în locul în care fac lucruri murdare, când intră Hristos acolo, îi spune în felul următor: Talita cumi, generație, ridică-te, zic, ridică-te din mocirlă, ridică-te din frământare, ridică-te din apăsare, ridică-te din depresie, ridică-te din abandonul în care ești, ridică-te, de ce? Pentru că tatăl tău, pentru că mama ta, pentru că biserica a înălțat rugăciuni pentru voi, și nicio rugăciune care se înalță spre Dumnezeu nu se întoarce la el fără rod. Aleluia! Asta este o generație profetică. Astăzi aruncăm. De ce crezi că aruncă pescarul plasa pentru pești? În nădejdea că va veni un pește. Dar pescarul care merge cu Domnul prinde pește. Că pot merge 7 pescari, ca și cei de pe Marea Tiberiade, și pescari de elită și de meserie și calificați, și să pescuiască o noapte întreagă, dacă nu-i Domnul cu ei. N-aveți ceva de mâncare? Nu, toată noaptea ne-am trudit și o să vă trudiți de acum înainte mulți ani de zile până nu vă atingeți de Domnul. Când vă atingeți de Domnul, la o clipeală din ochi vine binecuvântarea. La o clipeală din ochi vii la biserică ca și fratele Onel, și pentru tine fratele Găbiță nu-i mai frate din comitet, e fratele Găbiță, e fratele meu cu care moștenesc cerul. Pentru tine, sora ta, chiar dacă și-o lua rochia pe care a vrut să o iei tu săptămâna trecută, nu contează, e sora ta, o iubești, vrei să o strângi în brațe, și nu trebuie să vă spună păstorul să vă îmbrățișați, să vă urați binecuvântarea, abia aștept să-ți vezi frații, surorile, să vă strângeți în brațe, să vă bucurați, să fiți într-adevăr în părtășie și în bucurie, pentru că e prezența lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul și numele Domnului să fie slăvit. Am spus că vreau să vă mai spun ceva, mai mă las 5 minute, ascultați-mă, au fost mulți ca și pe vremea Domnului Iisus Hristos care au zis: nu mai supăra pe învățătorul, fiica ta a murit, fiica ta a murit. Ascultați-mă, undeva 3 oameni în aceeași generație, vă spun, 3 oameni despre care cu siguranță cel puțin copiii dumneavoastră au citit la școală. Unul dintre ele este Stalin. Stalin a omorât peste 20 de milioane de oameni și prin aceasta el a crezut că va stârpi creștinismul. S-a întâmplat așa? Nu s-a întâmplat. În anul 1939 a fost declarat omul anului, Adolf Hitler. Și omul acesta la Auschwitz a vrut să stârpească prin tot ceea ce a făcut el și prin lagările care le-a avut și prin genocidul care l-a avut. Deci spunea oamenilor că să pregătească cu numere, că nu aveau nume, cu numere, ca și la pușcăriaș, să pregătească cu prosopul că trebuie să intre la duș mâine dimineață pe rând că-s mulți, și băga la duș și în loc să iasă apă pe duș era gaze și gaza și murea. Și omul acesta a crezut că va nimici tot ceea ce nu i-a stat lui, în mod special creștinismul, da, și evrei, pentru că despre ei vorbim. A reușit? N-a reușit. În anul 1940, un anume John Lennon, fondatorul formației The Beatles, omul acesta a declarat în scrierile sale că diavolul va primi mai multă laudă de la omenire decât toată Sfânta Treime la un loc. S-a întâmplat așa? Nu, vreau să fiți atenți. Suntem în anul 2018. Stalin a murit. Hitler a murit. John Lennon a murit. Biserica lui Dumnezeu trăiește. Aleluia! Pentru că nu există putere demonică care să-i stea împotrivă. De ce? Pentru că cel ce este capul bisericii este Hristos. Cel ce trăiește în veche este Hristos. Cine e în Hristos trăiește o făptură nouă. Cine e în Hristos va birui. Cine este în Hristos va fi generații după generații după generații. Copiii copiilor, copiilor, copiilor voștri vor fi binecuvântați în Domnul Iisus Hristos. Pentru că El stă la cârma istoriei. Trăiască Domnul în veci. În ciuda acestui aspect, o generație profetică rămâne în picioare. Oamenii vor pieri, oamenii vor muri. Un val va veni, va pleca. Dar cine e în Hristos va rămâne în picioare. Închei spunându-vă: atingeți-vă de Hristos și cântați-L laudă. Atinge-te de Hristos și vestește Evanghelia pentru mântuirea altora. Atinge-te de Hristos și ajută-i pe alții în necaz. Atinge-te de Hristos în ciuda obiceiurilor vremii și în ciuda tradițiilor. Ascultați-mă, dacă noi ne atingem de Hristos, Hristos se atinge de generația care vine
Dumnezeu să ne ajute ca să stea în picioare. Atinge-te de El și crede ca Avraam, atinge-te de El și umblă ca Enoch, atinge-te de El și bucură-te ca David, atinge-te de El și luptă ca și Gedeon, atinge-te de El și roagă-te ca Estera, atinge-te de El și zidește ca Nemia, atinge-te de El și predică ca Pavel și în urma acestor lucrări Dumnezeu își va proslăvi numele și pe când oamenii vor fi în forfotă și se vor întreba ce se întâmplă, va veni o zi, ascultați-mă, că împreună cu, ca și pe vremea aceea, în Gosea, nicio unghie, cu pruncii tăi, cu familie tale, îți vei lua zborul către cer și vor întâmpina pe Domnul în văzduh. Spune Pavel, vom fi totdeauna cu Domnul. Și biserica să zică, adă Doamne ziua aceea mai curând. Adă Doamne ziua aceea mai curând. Dar dacă nu ești pregătit și nu ești pregătită, ascultă-mă. Uită-te pe unde curge puterea din tine și oprește-te. Oprește-te în loc, fii o generație, fii o femeie, fii un bărbat care să-L provoci pe Domnul să se oprească în dreptul tău. Și apoi crede numai, crede numai, nu-ți părăsi credința, pentru că a spus El prin gura Lui cea sfântă, când va veni Fiul omului, va mai găsi El credință pe pământ. Să se îndure Dumnezeu de noi, să vă binecuvânteze Dumnezeu casa. Nu uitați, sunteți responsabili. Dacă vreți să se atingă Dumnezeu de ei, atingeți-vă voi mai întâi de Domnul și Dumnezeu își va lăsa binecuvântarea peste noi toți. Amin.